Și nu am alt motiv, nu pot să gândesc alt motiv decât faptul că acolo măcile au suferit de frig și nu au avut spermatica bine aprovizionată, dar se poate merge, deci se poate ajunge și la o viață a măcii cu o spermatică prost aprovizionată de câteva zile, câteva săptămâni maxim, ceea ce de fapt se și confirmă prin longevitatea foarte scurtă a măcilor inseminate cu un singur trântore. Deci e o chestie confirmată experimental, practic, văzută. Așa, putem trece mai departe la aparatul digestiv. E vorba despre, în primul rând, de piesele bucale sau orale, care le cam știm. E acea trompă și mandibulele pe care albina le folosește. Trompa este adaptată mai mult pentru subt și pentru lins, lichide în principal și transportul lichidelor, mai puțin pentru ros cu mandibulele, la fel, așa cum fac alte insecte carnivore sau viespile. Albina nu are aceleași abilități ca și viespile. Apoi este un faringe foarte bine dezvoltat, deoarece are rolul de a suge, deci e o musculatură mult mai mare decât la alte insecte a faringelui, care își ia rolul de pompă. Esofagul, gușa, deci gușa de fapt este o dilatație a esofagului. Și după gușă urmează acel stomac, care e format din proventricul și ventricul. Proventriculul mai degrabă ar avea un rol mecanic de a separa grăuncioarele de polen de nectar, iar stomacul, propriu-zis, ventriculul are rol glandular cu rol de a secreta sucurile digestive, acele enzime care dizolvă hrana, dizolvă grăuncioarele de polen în principal și le stor de conținutul nutritiv, de fapt. Și urmează intestinul subțire, unde are loc absorpția substanțelor nutritive înspre hemolimfă, și apoi rectul, care și el este bine de știut, că are rolul în a depozita materiile fecale pe o perioadă foarte lungă în timpul iernii, între două zboruri de curățire, și poate să ajungă la dimensiuni foarte mari, așa cum gușa ajunge la dimensiuni mari în timpul verii, în timpul culesului. Pe timpul iernii, rectul este adaptat să ajungă la dimensiuni foarte mari, la depozita aceste excremente, undeva la, poate să ajungă la aproape jumate din greutatea albinei. Și el are niște glande rectale care secretă o substanță, catalaza se numește, și are rol în a feri aceste substanțe, aceste resturi de fermentație. Deci combat cumva, cataza combate cumva bacteriile din rect. Și această catalază are probleme în timpul când albina este afectată de nosema, sau dacă în tubul digestiv al albinelor ajunge cantitate prea mare de calciu sau de magneziu, care de obicei apare din mierea de mană și inactivează cataza, activitatea catalazei și a glandelor care o secretă pe această cataza. În mare, v-am cam zis cam despre ce este vorba. Contează foarte mult în eficiența albinelor, contează foarte mult și mărimea gușii, pe de o parte, pe de altă parte contează mult lungimea trompei, dar această mărime a gușei este dată și de, în primul rând, genetic, este transmisă și poate fi cumva apreciată măsurând anumite tergite, de obicei tergitul 3 al albinei, care fiind mari lasă gușa să se dilate și dau eficiență la cules albinelor. Dar aceste măsurători, în principal, sunt, cum să zic, doar un segment din activitatea de selecție și ameliorare. Nu știu dacă sunt neapărat cel mai important lucru, mărimea gușii, cât cântarul, la urmă, cât
ce eficiență are ca miere marfă, nu ca mărimea gușii. Vorbeam despre acele tuburi ale lui Malpighi, care exact rolul exact pe care l-au este ca și rolul rinichiului la noi, și rinichiul de fapt la nivel microscop are structură tubulară și rolul este exact același. Ele sunt peste 100 sau poate există indivizi sau anumite familii care să aibă și mai puțin de 100, în jur de 100 sunt. Au o formă de stea, sunt ca o caracatiță sau ca o stea care sunt orientate în toate direcțiile prin interiorul abdomenului. După cum am zis, se captează deșeurile, sărurile, urei, aciduri, oxalați, carbonați și toate acestea le varsă la nivelul tubului digestiv pentru a fi împreună cu fecalele excretate, duse la exterior prin tubul digestiv. După cum ziceam despre corpul gras, tot la nivelul abdomenului își are locul. Este format dintr-o masă de celule galbene. De fapt, conținutul acestor celule este în mare parte, cea mai mare parte, formată din acel vitelogenin, care este foarte asemănător cu gălbenușul de ou și de fapt este precursorul gălbenușului de ou la păsări. Aceeași substanță din care se poate face gălbenuș de ou sau care asigură rezervele albinelor pe timpul în care ele nu au acces la mâncare direct. Și mai are rol destul de mare metabolic, atât în detoxifiere, ca și ficatul nostru. În detoxifiere, în a stoca anumite toxine și a nu le lăsa să meargă în hemolimfă, în a forma anumite substanțe de excreție, în așa fel în care face și ficatul, pe aceleași principii. În detoxifier, cum am zis, pur și simplu denaturează toxinele și mai are și aceste celule mai stoclează și glicogen, exact cum face și ficatul nostru, stocarea de glicogen care la nevoie urgentă este imediat eliberat și transformat în glucoză și eliberat în hemolimfă pentru a ajunge la mușchi. Ce mai aveam eventual o idee despre corpul gras, dar în fine mi-a fugit. Despre aparatul de apărare, aparatul vulnerant, este specific femeilor lucrătoare, adică albinelor, iar în cazul măcii ajută și la poziționarea ouălor pe fundul celulelor. Iar cum am zis, are un ganglion care asigură mișcarea unor mușchi. Mușchii respectivi au rol în mișcarea pieselor acului, care piese mișcându-se ajung să penetreze structuri destul de elastice și de rezistente, cum ar fi pielea noastră. Aceste piese sunt mai multe, sunt așezate în paralel, cum ar fi acest tac, teaca, împreună asigură și un conduct prin care circulă veninul de la glandele care secretă până la vârful acului. Și au caracteristica că conțin niște zimți, la albina lucrătoare sunt 10 perechi de zimți, iar la matcă sunt mult mai puține perechi de zimți. Zimții respectiv fiind poziționați în așa fel încât asigură înaintarea acului spre interiorul unui tegument și nu mai poate fi extras decât cu forța, dar în orice caz cedează mai degrabă
structurile care susțin decât structurile care susțin atașat de corpul albinei decât tegumentul în care a intrat. Știți că albina își lasă acul în momentul în care înțeapă datorită acelor simți. V-am zis de acele mai multe piese care îl compun și care împreună mișcându-se ajută la penetrare sau stând apropiate asigură mișcarea veninului dinspre glande spre piele. Analizorii tactile, așa ține foarte mult acești analizori, țin și de fapt de o conexiune cu sistemul nervos și în principal sunt compuși chiar de celule nervoase, de neuroni care pe de o parte preiau prin terminațiile lor preiau informația dinspre exterior și o transmit înspre restul sistemului nervos pe a fi analizată această informație. Sunt destul de multe și acest sistem de analizori și tactil și chiar de alte tipuri, chimici sau de temperatură, sunt destul de bine răspândiți pe toată suprafața corpului, dar mai ales în antene, în principal atât picioarele cât și perișorii de pe suprafața părului, de pe suprafața corpului albinei, dar cele mai bogate în terminații nervoase și în receptori sunt de fapt antenele care de fapt acest rol au de a fi receptor, de a fi analizor în relație cu mediul exterior. Și după cum zice aici, albina are nevoie de acești analizori cât mai mult și cât mai bine dezvoltați, pentru că o mare parte din activitate și o desfășoară și într-un mediu destul de întunecos în care nu poate face, se poate folosi de ochi. Adică în stup sau în zona unde își construiește faguri, în sălbăticie. Ochii, știți că sunt analizorii olfativi, este vorba de miros. După cum ziceam, sunt principal pe antene situați. Albina miroase cu antenele și știți că este foarte important în principal pentru că detectează sursele de cules, mirosul florilor. Intervine în orientare odată pentru hrană și în al doilea rând pentru a se orienta în legătură cu restul familiei și pentru a comunica, pentru că foarte, foarte mult din comunicarea între albine ține de acest simț de miros. Distinge atât matca cât și secreția glandei Nasonov. La fel, după cum și scrie aici, este vorba despre orientarea trântorilor spre matcă, tot pe bază de miros se face. Și acest miros este în principal cantonat în antene și poate chiar și în mică măsură în palpii bucali. Domnul Ovidiu, puteți închide telefonul ăsta, microfonul, vă rog frumos. Ok. Analizorii gustativi, știm că albinele în principal fac mare diferență în concentrația de zaharul și de glucoză, zaharoză, fructoză a diferitelor surse de cules și ele au capacitatea de a face diferența și de a alege. Aleg tot timpul sursa de cules cu cea mai mare concentrație și cea mai eficientă. Acești analizori gustativi se află în principal în zona trompei, dar și în zona antenelor. Scrie aici că disting și gusturile amar, acru și sărat.
Din câte știu, oricum, gustul amar nu prea le interesează și pot să consume și substanțe destul de amare, cum ar fi la noi ceaiul de pelin sau chiar iute. Nu se dau la o parte, chiar dacă există aceste gusturi. La acru știu că oricum au anumită sensibilitate și au o anumită arie de anumită gamă de pH pe care o preferă. Analizorul auditiv este de fapt organul Johnson, care este sensibil la o anumită frecvență de vibrații. De fapt, el detectează vibrațiile și șocurile cu acest organ, care este situat undeva la baza antenelor. Și ca și vibrații, care noi le percepem uneori ca sunete, putem vorbi de dansul albinei, în timpul căruia aș transmite informații despre sursele de cules, acea horă albinelor, și despre vibrațiile pe care le fac mătcile când simt prezența altor mătci și rivale. Acel buzit pe care îl fac cu abdomenul, acel țiuit specific. Pe de altă parte, tot acest organ Johnson, v-am zis că simte șocurile, bubuiturile, loviturile în stupii care deranjează albinele. Analizorul echilibrului, care la noi sunt situați în urechea internă, la ele sunt situate la nivelul aripilor, la baza aripilor, pe palpi bucali și la nivelul picioarelor, fiind sensibili la poziția albinei, la presiunile și vibrațiile aerului. Deci au rol în primul rând în echilibru. Așa. Analizurile de temperatură și de umezeală, hidrici și termici, sunt situați pe antene, care v-am zis că au rolul cel mai important în simțuri, n-au alt rol, în palpație și în a simți totul. Se zicea la un moment dat că ele pot să miroase o formă, pentru că în timp ce percep forma cu antenele, percep și mirosul acelei forme și nu simt exact ca și noi. Se situează și la, din câte știam eu, și la extremitățile picioarelor și rezistența lor la temperatură este diferită în funcție de vârstă. Adică albinele tineri au nevoie mult mai mare de temperaturi înalte decât albinele mature culegătoare, pentru că știți, culegătoarele ies la cules undeva la până la 12 grade, pe când albinele tinere, dacă nu au temperatura cuibului asigurată, pot risca anumite deficiențe în adaptare și în rezistența lor față de infecție și de toxine. Deci chiar maturizarea poate să le fie afectată de temperaturi prea mici accidental survenite la vârstă tânără. Ochii au trei ochi simpli, ca și ai noștri, undeva între antene pe ceafă, și doi ochi mari, care sunt compuși dintr-o grămadă de ochi simpli. Acești ochi asigură o vedere destul de slabă comparativ cu a omului, pentru că ele văd fațetat. Fiecare ochi fiind o fațetă și deja formează un mozaic de culori și de aspecte. Pe de o parte, deci nu văd foarte, foarte detaliat, în schimb au un câmp vizual foarte întins, deci ele văd și la spate și în lateral, nu doar în față, neavând
decât foarte puține unghiuri moarte. Are vederea panoramică și chiar dacă nu are acuitate vizuală, totuși sunt foarte sensibile la culori. Au o gamă destul de mare de culori pe care le văd, cum destul de rar se întâmplă în regnul animal. Adică omul și câteva maimuțe și câteva specii de pasăre mai au așa o gamă mare de culori pe care le văd. În rest, animalele putem să zicem că majoritatea văd alb-negru sau în două culori cumva, ca și când ar fi vedea alb-negru. Detectează foarte bine mișcările și, după cum am zis, au, nu văd foarte detaliat, dar nu contează pentru că compensează prin miros și prin gama mare de culori pe care le văd. Acum despre culori, treaba este că albina nu vede, cred că în următorul slide este, despre culori, nu vede culoarea roșie, în schimb vede culoarea ultravioletă. Deci roșu poate uneori să-l perceapă ca negru sau ca cel purpuriu, dacă mai are și ceva galben în el, deci acel roșu care mai are și galben, un fel de portocaliu, devine purpuriu albinelor. Poate deveni, de fapt, între ultraviolet și galben. De multe ori o floare roșie albina poate să vadă ultravioletă, pentru că, de exemplu, macul de câmp albina îl vede ultraviolet, nu îl vede roșu. Dar, în general, de cele mai multe ori, culoarea roșie este văzută ca negru. Așa că asta înseamnă că dacă vopsim un stup negru și un stup roșu unul lângă altul, e posibil ca amândoi să fie percepuți la fel. Și culoarea albă poate fi percepută iar așa după cum este reflectată culoarea ultravioletă de pe acest alb, ca alb sau ca ultraviolet. Chiar există vopsele care albina le vede ultraviolete și vopsele pe care albina le vede albe. Cam atât ar fi pe această prezentare. Poate că aș mai putea, dacă nu trecem la următoarea, am mai putea să completez ceva la fiziologie, că am și scris în carte și în teza de doctorat. În afară de glande, am aici cartea și chiar mă pot inspira din ea. Ziceam de glandele faringiene. Sunt destul de importante în toată viața albinei. Odată că, în primul rând, asigură secreția de lăptișori de matcă și au mare importanță, mai ales, adică albinele trebuie să fie hrănite foarte bine proteic în prima lor perioadă de viață, undeva până în 10 zile. Consumă cantități foarte mari de proteină și aceste cantități de proteină se regăsesc în primul rând în dezvoltarea glandelor faringiene, iar apoi în secreția de lăptișor de matcă. Acum, într-o anumită măsură, dacă chiar albinele nu au acces la proteină în prima parte a vieții lor, această lipsă poate fi compensată. Dacă ulterior ajung la proteină, glandele faringiene nu rămân nedezvoltate, se dezvoltă cu prima ocazie. Dar prima proteină pe care albinele o mănâncă, primele prize de polen sau de păstură, se duc la dezvoltarea glandelor faringiene. Iar mai departe, tot aceste glande faringiene sunt mari consumatoare de proteină prin faptul că secretă lăptișorul de matcă, care hrănește și matca, hrănește și larvele. Tot aceste glande faringiene, după o anumită vârstă, își pierd capacitatea de a secreta lăptișor de matcă sau în încercarea de a secreta, acesta este de o mult mai proastă calitate decât la albinele tinere, care sunt doici. Și la aceste colegătoare devine glandă salivară sau un rol asemănător glandelor salivare de la om și
Producătorul de secreție este de fapt enzimele care convertesc zahărul sau zaharoza în glucoză și fructoză, în, de fapt în miere sau invertazele. De fapt aceste enzime se numesc invertaze. De ce? Pentru că zahărul polarizează lumina pe o direcție, deci contorsionează cumva fasciculul de lumină într-o parte, iar în momentul în care este scindat molecula de zahăr într-una de glucoză și una de fructoză, din care este alcătuită, fasciculul de lumină se contorsionează exact invers, exact pe partea opusă. Se înclină cumva, deci acea refracție a luminii care trece prin orice lichid, lumina se înclină sau raza respectivă, obiectul privit se înclină într-o parte sau în momentul în care molecula este scindată se vede înclinat în partea opusă și de-aia denumirea de invertire sau de invertază până la urmă a enzimei care invertește zahărul. Odată ziceam de aceste glande faringiene, iar mai departe este destul de interesant faptul că grăunciorul de polen nu este spart, nu este, practic structura lui nu este digerată, el are o structură de ca un fel de cușcă din celuloză și această cușcă este plină de pori. Conținutul lui când ajunge în mediul acid, cum ar fi stomacul omului sau al albinei, conținutul respectiv se dizolvă și părăsește grăunciorul fără ca grăunciorul să se spargă, de fapt grăunciorul fiind format din acea celuloză exterioară, exina grăunciorului. E nevoie de acid pentru ca polenul să se dizolve, este valabil și pentru oamenii care mănâncă. Și ar mai fi important faptul că albina nu digere decât cantități destul de mici de amidon, care există în grăunciorile de polen, dar în momentul în care dăm un sirop foarte bogat în amidon, poate fi depășită și nu poate să-l dizolve pe tot. Și ar mai fi important de menționat că albina nu are capacitatea să digere orice fel de glucide. Și am aici o listă de glucide pe care albina nu le digeră și devin toxice pentru albină. Acestea ar fi lactoza, acidul galacturonic, dar lactoza este importantă pentru că în momentul în care dăm lapte praf albinelor ne trezim cu probleme de digestie. Stachioza, arabinoza, xiloza, melobioza, manoza și pectinele. Pectinele sunt destul de bogat reprezentate în zahărul nerafinat și în sucurile fructelor. Domnul, la fel vorbim. Puteți închide microfonul, vă rog frumos. Ovidiu, dacă ne urmărești, închide microfonul, că stai tot pe debuc gumotul. Mulțumesc. Încearcă să oprești microfonul.